Ioa și cu tremurul, un seism de 3,5 pe Richter a zguduit Vrancea din nou. Adevăratul cutremur stă însă în cifre. România fierbe mai tare decât Japonia. În ultimul timp am avut mai multe cutremure decât Țara Soarelui Răsare, iar cea mai mare spaimă rămâne în picioare. Marele cutremur poate veni oricând. Un cutremur se poate produce oricând. Și se produc pe bandă rulantă, de parcă pământul românesc se pregătește să dea nervos în clocot. Numai ieri, acele aparatelor de măsură au tremurat de 3 ori la izvoarele aproape de granița Bulgariei cu noi și ultimul, cel mai puternic, în Vrancea. În mod cert, Vrancea, ce se poate spune este că e un proces de acumulare de tensiune, care se va și desperca la un moment dat. Epicentrul distrugerii din 77 ar putea da tonul unui nou dezastru național, însă nu magnitudinea, ci numărul seismelor este acum îngrijorător. I-am întrecut până și pe japonezi, loviți mai mereu de cutremure și tsunamiuri. Oh my God, the building's gonna fall. În Țara Samuraiilor, pământul se cutremură în medie de 80 de ori pe lună. În ultimele 30 de zile, numai locuitorii din izvoarele au numărat peste 300 de seisme și sute de crăpături cât pumnul în pereți, iar coșmarul subteran pare că nu se mai sfârșește. De ziua Sfântului